Ar fi prea frumos să fie adevărat, asta spun constanțenii care au auzit de inițiativa consilierului local. Tudorel Chesoi le-a propus colegilor din Consiliul Local două proiecte îndrăznețe. Unul presupune transformarea punctelor termice în centrale pe gaz. În municipiul Constanța, Radet furnizează una dintre cele mai scumpe gigacalorii din țară, peste 411 lei gigacalorie. Ținând cont că primăria municipiului Constanța cheltuiește din bugetul local sume plătite din banii noștri aproximativ 60 de milioane de lei pe an pentru subvenționarea gigacaloriei, ținând cont de prețul mai mic al alimentării cu gaze, dar și de confortul net superior, precizând că prin transformarea punctelor termice actuale în centrale termice pe gaz putem ajunge la un preț al gigacaloriei de aproximativ 150 de lei gigacaloria, deci de aproape 3 ori mai puțin decât în prezent. Pe gaz, da? E așa zic. De ce? Zic că n-ar mai consuma mult energie de asta. Care... și combustibil mult, plus poluarea care... Factorile o să fie mai mici? Da, factorile mai mici, probabil că oamenii dacă o să vadă, o să tragă fiecare... O altă propunere ține de confortul constanțenilor, dar și de aspectul orașului. Având în vedere necesitatea exprimată de mii de constanțeni care doresc amplasarea de băncuțe pe principalele trotuare ale municipiului Constanța. Având în vedere nevoia de a petrece câteva ore în aer liber, atât pentru copii cât și pentru adulți, dar și pentru persoane vârstnice, subliniind că efortul bugetar din partea primăriei Constanța este cu ușurință sustenabil, subliniind faptul că taxele și impozitele plătite de constanțeni trebuie să se întoarcă într-un mod direct și util către îmbunătățirea calității vieții lor, inițiez proiectul de hotărâre privind achiziționarea și montarea de mobilier stradal în municipiul Constanța. Bănci, să fie bănci. Cât de multe! Uite, eu de când stau acolo lângă căruci, am operație și era ocupat de un domn. Noroc că s-a urcat și am venit repede să stau 2 minute. Să fi fost încă 3-4. Stațiile de autobuz, credeți că mai... Da, câte o bancă e nevoie, chiar dacă e cazul 2, dar eu știu, acum depinde și de noi călătorii cum menținem. Știți că sunt unii care se urcă cu picioarele, rup. Cele două inițiative urmează să fie discutate într-una din ședințele locale. Dacă vor fi apreciate de aleșii locali și dacă sunt posibile, vor fi votate și puse apoi în aplicare.